Salutare YouTube! Acesta este Samsung Galaxy A52 5G, o versiune îmbunătățită a lui A52 4G. Mai mult, mi se pare superior și lui Galaxy A72 4G. E mai bun, însă și mai scump, și dacă merită diferența de bani, vei afla în acest review. Hai să începem! La unboxing am avut senzația de deja vu, pentru că a fost aceeași experiență ca la A52 4G. Avem telefonul, cheița pentru SIM și încărcătorul de 15W. Pentru că telefonul costă mai mult, mă așteptam să văd încărcătorul de 25W, mai ales că suportă această viteză de încărcare. După ce seria Galaxy S21 nu are încărcător deloc, mă bucur de orice primesc în pachet, dar mi se pare ciudat că variantele accesibile au încărcător și cele de top n-au. Ca senzație de utilizare și construcție, Galaxy A52 5G este de identic cu varianta 4G. Dacă la varianta 4G am mai înțeles construcția din plastic, la cea 5G mă așteptam la mai mult. Nu am o problemă cu spatele din plastic, doar că mi-ar fi plăcut să văd ramă din aluminiu, deoarece aceasta face telefonul mai rezistent. Bine măcar că avem rezistența la apă certificată de până la 1 metru timp de 30 de minute. Pe spate avem culoarea Awesome Blue, adică albastru, care nu mă atrage mult special, însă am observat că unora le place foarte mult. Gusturile nu se discută, personal îmi place mai mult cum arată pe negru. Partea bună este că spatele nu atrage deloc amprente, plus că aranjamentul camerelor arată bine, este asemănător cu al seriei Note 20. Este puțin ieșit în relief și dacă ții telefonul fără husă, se va balansa pe masă. Cum am spus și despre A52 4G, este puțin mai gros și mai mare decât modelul de anul trecut. La 1,4 mm grosime și 189 grame, îl consider un telefon destul de subțire și ușor, însă ecranul este unul generos de 6,5 inch și nu va fi chiar comod de utilizat cu o mână. Pentru că în acest buget ecranele au început să treacă de 6,7 inch și 200 de grame, A52 5G rămâne în continuare unul dintre cele mai confortabile telefoane în mână. Dacă am spus de ecran, acesta este un Super AMOLED cu rezoluție Full HD și rată de refresh de 120 Hz. Înainte de a lăuda ecranul, trebuie să menționez două lucruri. Primul este că nu înțeleg de ce marginile acestui telefon sunt mai groase ca anul trecut. Prima dată am crezut că mi se pare mie, însă după ce m-am uitat pe GSM Arena, am văzut că A52 avea procentaj ecran dimensiune mai bun, apoi am văzut unul în realitate care a confirmat asta. Al doilea lucru este că aș aprecia dacă te-ai abonat la acest canal și ai activat clopoțel de notificări, este gratis și pe mine mă ajută mult. Vreau să formăm o comunitate faină, unde să găsești răspunsul întrebărilor tale și să faci cele mai bune alegeri când vrei să cumperi ceva. De asemenea, poți da un like și lăsa un comentariu pentru că mă ajută la algoritmul YouTube. Revenind la ecran, este la fel de luminos și de bun ca modelele testate anterior, Galaxy A52 și A72 4G. Camera frontală este discret ascunsă pe centru în această bulină. Pentru că avem AMOLED, avem și OLED on display. Unghiurile de vizualizare sunt foarte bune. La această rezoluție nu vei vedea pixel pe ecran, iar cu o luminozitate de până la 800 de niți, vei putea vedea pe el în soare puternic. Unde se diferențiază A52 5G față de frații 4G, este la rata de refresh pentru care are 120 Hz comparativ cu 90 Hz. Consider că trecerea este mai evidentă de la 60 Hz la 90 Hz, iar între 90 Hz și 120 Hz, diferența este destul de mică și greu de observat. Un lucru este clar, ecranul este unul din aturile telefonului. Aș spune că un atu și mai mare îl reprezintă sistemul de operare. One UI este interfața Samsung bazată pe Android 11. Din punctul meu de vedere, degeaba ai cele mai bune specificații dacă sistemul de operare nu e bine optimizat. Din fericire, tocmai aici au plusat Samsung și totul a mers bine. Nu am avut erori, lag sau aplicații care să mi se redeschidă. One UI oferă foarte multe opțiuni de personalizare. E o idee bună să intri în setările telefonului și să vezi ce poți modifica, pentru că mai mult ca sigur vei găsi chestii utile. Pe lângă optimizare, trebuie să alau faptul că la sub 2000 lei, seria A este singura care oferă 3 actualizări majore de Android și actualizări de securitate timp de 4 ani. Practic, așa Samsung garantează că vei putea folosi modelele serie A pentru mai mulți ani. Voi nota cu plus și camera. Camera principală are 64 megapixeli, cea cu unghi ultra larg 12. Camera frontală are 32 megapixeli, plus încă două camere inutile pentru a apărea mai multe pe spate, camera macro și senzorul de adâncime.
O să încep cu camera macro pe care o vei putea folosi doar în lumină bună și rezultatele sunt în cel mai bun caz acceptabile. Modul portret uneori decupează excelent subiectul de fundal, alteori mai greșește în câteva puncte. Camera cu unghi ultra-larg este la fel ca anul trecut și este specifică segmentului de preț. Nu excelează, însă nici nu dezamăgește și unghiul chiar e larg. A rămas plăcut surprins de camera principală și de procesarea pozelor. Am observat mai multe detalii decât mă așteptam și culorile sunt naturale. Dacă preferi culorile exagerate, mai vii, poți activa din setări optimizatorul scenă. La fel ca majoritatea telefoanelor de buget mediu, dacă încerci să pozezi subiecte care nu stau locului, cum ar fi animale, pozele ies mișcate. Anul trecut țin minte că am spus că modul întunecat nu face mare diferență. Din fericire, anul acesta se văd diferențe în bine dacă te activezi modul întunecat când nu te ajută lumina de afară. Selfie-urile ies cu multe detalii, culorile sunt și ele destul de naturale, însă câteodată pielea e puțin roșie. Pe partea de video avem bune și rele. Ca plusuri voi menționa faptul că toate camerele filmează 4K la 30 de cadre pe secundă, inclusiv cea frontală. Filmarea este bună, avem detalii multe și culorile rămân destul de naturale, însă stabilizarea este sub așteptări. Personal, cred că A52 5G are camera peste media segmentului de preț și este asemănătoare cu ce oferă A52 4G și A72 4G. Pe A72 mai avem cameră cu zoom optic 3X. Unde A52 5G este sub media segmentului de preț este la performanță. Avem Snapdragon 750G, care este mult peste ce aveam anul trecut pe A51 și A71, însă sub ce oferă telefoane ca Xiaomi Mi 10T, care aduce procesorul de top de anul trecut, Snapdragon 865. Am făcut un benchmark, Geekbench 5, unde am obținut 646 puncte la single core și 1942 la multicore. În utilizarea de zi cu zi nu am observat frânări, aplicațiile s-au deschis repede și totul a mers bine. Chiar și în jocuri e ok. Jocurile merg la setări medii, fără lag. Telefonul a stat la temperaturi normale, era puțin călduț, lucru de așteptat în gaming, însă nu s-a supraîncălzit. Cei 6 GB RAM sunt suficient pentru a ține ce aplicații vrei în memorie. Eu nu am avut aplicații care să se reîncarce, însă nici nu obișnuiesc să țin câte 20 deschise deodată. Pentru utilizarea de zi cu zi și gaming ocazional, Snapdragon 750G de pe A52 5G este un procesor foarte ok. Dacă te interesează în mod special gamingul pe telefon, există variante mai bune. Aș spune că Snapdragon 750G este un procesor mai degrabă centrat pe eficiență, adică să nu consume multă baterie. Asta s-a văzut cât timp am folosit telefonul. La 120Hz cu OLED sau un display mereu pornit, am obținut 6 ore de ecran pornit. Am scos telefonul de la încărcat pe la 8 dimineața și la miezul nopții încă mai aveam baterie, însă în acea zi l-am folosit mai mult pentru rețele sociale și YouTube. Aici A52 4G, chiar dacă are tot 4500 mAh baterie, are un avantaj. Pe varianta 4G obțineam cam 6 ore și jumătate de ecran pornit, probabil diferența fiind de la ecranul cu rată de refresh mai mare a lui A52 5G. Va duce o zi de utilizare intensă și probabil va trebui încărcat mai repede doar dacă te joci mai mult. Ca timp de încărcare, eu am folosit încărcătorul din cutie de 15W, care a încărcat telefonul 15 minute la 17%, în jumătate de oră la 32%, în 45 de minute la 49%, în aproximativ o oră la 68% și încărcarea completă s-a făcut într-o oră și 42 de minute. Ar mai fi câteva lucruri de menționat despre telefon pe care nu le-am introdus într-o categorie anume. Ca metode de securitate avem recunoaștere facială și senzor de amprentă în display. Senzor de amprentă în display este lent, trebuie să ții ceva timp degetul pe el pentru a te recunoaște. Cum am făcut și pe A52 și A72 4G, și aici m-am bazat mai mult pe recunoașterea facială, care este mai rapidă. Difuzoarele stereo se aud bine, le lipsește basul și cu siguranță nu sunt cele de pe S21 Ultra, însă sunt peste ce vei găsi în acest segment de preț, mai ales că unii producători încă pun un singur difuzor. Dacă vrei să se audă mai tare, trebuie să activezi Dolby Atmos din meniu. Deși Mufa Jack și locul pentru cardul de memorie au plecat de pe majoritatea dispozitivelor, ele au rămas pe A52 5G. În mod normal, aceasta era partea din review în care spuneam că A52 5G s-a lansat la 2100 lei, varianta cu 128 GB stocare și 6 GB RAM, dar dacă tu ai răbdare, vor apărea inevitabile reduceri.
Ei bine, reducerile au venit deja și la momentul filmării A52 5G este 1785 lei. În acest buget îl pot recomanda. Nu excelează la gaming și construcție, însă în rest mi se pare un telefon complet. Ecranul este foarte bun, sistemul de operare bine optimizat, oferă update-uri pentru mult timp, camera e bună, plus că ai multe opțiuni ca rezistență la apă, difuzoare stereo, loc pentru cardul de memorie și mufă jack. A, da, ai și încărcător în cutie. Din segmentul Samsung mi se pare o alegere mai bună ca Galaxy A72, deoarece procesorul este nesuperior, plus că ai conectivitate 5G, iar dacă vrei să economisești ceva bani, nu poți greși cu Galaxy A52 4G. În acest segment urmează să apară foarte multe telefoane, numai Xiaomi a lansat vreo 6, iar tu le vei vedea pe acest canal. Dacă ai întrebări despre Galaxy A52 5G sau alte modele, ne vedem în secțiunea de comentarii unde eu răspund tuturor. Galaxy A52 5G mi-a fost oferit de către Samsung, fără beneficii materiale sau obligații. La fel ca tine, Samsung vede review-ul pentru prima dată aici. Noi ne vedem în videoclipul următor.